Odată cu lansarea oficială a noii ediții, a fost publicat în premieră și raportul oficial pentru acțiune realizate în 2010, pe data de 25 septembrie. Cifrele generale ale proiectului arată că peste 200.000 de voluntari au participat la curățenia de pe 25 septembrie din toate cele 41 de județe ale țării, care au strâns peste 550.000 de saci de deșeuri. În județul Argeș au participat la curățenia de pe 25 septembrie în jur de 11.000 de voluntari, care au strâns 18.641 de saci de deșeuri. Pe partea de organizare, 5 autorități centrale și peste 2.000 de autorități locale au fost implicate pe parcursul proiectului, împreună cu 1.289 de organizatori la nivel național. Au fost implicați peste 294 parteneri de logistică, peste 350.000 de companii și peste 255 ONG-uri. Noutatea principală din acest an este reprezentată de noul sistem de cartare, care va fi bazat de data aceasta pe zone de cartare de aproximativ 9 km fiecare, numite și griduri. Anul acesta, Let's Do It Romania își propune să depășească recordul stabilit anul trecut și să mobilizeze 500.000 de voluntari în ziua de 24 septembrie. De asemenea, comunitatea Let's Do It World este susținută oficial de Parlamentul European.